început numărătoarea invers pentru Covesi. Care sunt scenariile după cererea de revocare? Procurorul sublinierei Faldna, Laura Codruca Covesi, va afla, în perioada următoare, dacă va fi revocat sau dacă sublinierei va duce la capăt mandatul. Presubliniere dintele României a anuncat ce va lua o decizie după subliniere T, el fiind cel care, potrivit legii, are ultimul cuvânt privind revocarea subliniere filor marilor parchete, informează Mediafax. Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie. Acum pot să spun că decizia nu va fi luată înainte de sărbători, ci mai degrabă după subliniere T. Cum va suna decizia, voi explicita într-o declarație publică, dar cu siguranță în luarea deciziei ne voi inspira din toate documentele puse la dispoziție sublinierei de o parte sublinierei de altă, a declarat Klaus Iohannis, la Bruxelles. La finele lunii martie. În februarie, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a propus revocarea procurorului sublinierei Faldna Codruca Covesi, după ce a prezentat un raport privind activitatea managerială de la DNA, care s-a bazat pe 20 de categorii sublinierei fapte. Celin Popescu-Tăricianu reacționează după amenințările lui Florian Coldea, din Parlament, încearcă o manipulare. Pentru aceste fapte sublinierei acte, NR, existente în raportul privind activitatea managerială a subliniere F-ului DNA, de netolerat într-un stat de drept, în temeiul articolului 54, coroborat cu articolul 51 din legea 303 pe 2004, cer declan sublinierearea procedurii de revocare din funcție a procurorului sublinierei FDNA, a declarat la acel moment Tudorel Toader. Ulterior, propunerea sa a fost analizată de către procurorii Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, după ce au ascultat punctul de vedere al ministrului, dar sublinierei pe cel al Laurei Codruca Covesi. Membrii secției pentru procurori au respins propunerea ministrului, prin emiterea unui aviz negativ, acesta fiind în semnul consultativ. În cazul în care presubliniere dintele Klaus Iohannis refuz demiterea procurorului sublinierei Faldna, dacă nu se va face o nouă solicitare de revocare, Laura Codruca Covesi sublinierei continuă activitatea la conducerea instituției anticorupție, până în luna mai a anului viitor, când se va încheia cel de-al doilea mandat al său. Legea 303 pe 2004, privind statutul judecătorilor sublinierei procurorilor spune că articolul 51, revocarea se poate propune pentru o serie de motive, precum, dacă nu mai îndepline subliniere T una dintre condițiile necesare pentru numirea în funcția de conducere, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficient, comportamentul sublinierei comunicarea, asumarea responsabilităților sublinierei aptitudinile manageriale, în cazul aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare. Dacă presubliniere dintele va da curs propunerii ministrului Tudorel Toader, se vor începe demersurile pentru propunerea unui nou procuror sublinierei F al instituției anticorupție.
potrivit legii menționate anterior, procurorul sublinierei Faldna este propus de către ministrul Justiției. Propunerea acestuia trebuie să fie analizat de către CSM, pentru a emite un aviz consultativ, care se ajung la subliniere-ful statului, cel care avizează sau respinge propunerea. Surpriz total! Andreea Cosma, la un pas să se cesetorească. Cine a cerut-o în cesetorie pe fiica lui Mircea Cosma / update, Andreea Cosma, informa ea e fals. Într-un astfel de caz, rămâne de văzut care va fi procedura de numire a sublinierefului Dna care va fi adoptat de această dată, având în vedere ce noua lege privind statutul magistratului nu este în vigoare, iar numirile din 2013 la sublinierefii a parchetelor au fost controversate. Potrivit spuselor unui fost membru CSM, Adrian Tonneac subliniere în vestirea în funcția de procuror subliniere e Faldna a lui Covesi, în primul său mandat, a fost una impus ministrului Justiției de la acea vreme, Mona Pivniceru, care a sublinierei demisionat din funcție. Sunt în mesuri să confirm sublinierei eu ce demisia Monei Pivniceru, în martie 2013, a avut loc exact în condițiile în care i se impuseseră acele numiri la vârful parchetelor. Mutrile veniser în plic, dar acum aflu exact de unde. În plus, aceste numiri fuseseră acceptate deja, în acelea sublinierei condiții neguroase, de secția de procurori a CSM sublinierei presubliniere din tele CSM de atunci. Cea mai mare gre subliniere al acelor din CSM care ne-am opus atunci acestui trochimund a fost ce nu am acceptat să ie sublinierei în public sublinierei să denunțe abuzul, pe considerentul ce astfel am vulnerabiliza Consiliul sublinierei sistemul judiciar. Implicarea brutală a SRI în activitatea CSM de atunci a dus la doi plângeri la Comisia de Control din Parlament, una a unui fost presubliniere din TCSM, alta a mea, îngropată rapid. Era prea devreme, pe semne, a scris pe Facebook Adrian Tonneac subliniere în luna martie a acestui an. Precizările vin după ce, tot în luna martie a acestui an, liderul PSD a spus că premierul din momentul învestirii lui Covesi, Victor Ponta, a negociat numele viitorului sublinierei Faldna. La un moment dat Victor a scos o hârtie din buzunar, destul de mototolit, pe care erau scrise trei nume, Vica, Covesi subliniere Incu. Puntel a spus și a sublinierea a negociat George Maior Tubesescu, parcă a zis sublinierei de doamna Udrea. L-am întrebat dacă a vorbit sublinierei cu Crin, iar el nu a fost de acord, a precizat Dragnea. Referitor la acela sublinierei subiect, Crin Antonescu, care în 2013 avea funcția de presubliniere-vinte al Senatului, a confirmat spusele liderului PSD 2. În orice caz, fără a fi avut nimic de împicit cu doamna Covesi, am pornit pe ideea ce e bine să se mai schimbe subliniere fi de la PG subliniere Idna. Punct la un moment dat, domnul Ponta a zis ce a negociat formula aceasta cu Traian Băsescu, nu mi-a zis de altcineva,
sublinierei propunerile vor fi cele care au sublinierei fost, numărul. Buca, Nicu, Covesi. I-a zis ce guvernul face propunerea, presubliniere dintele nume subliniere T, iar asta e formula de compromis. Până aici Dragnea spune adevărul subliniere nici Ponta nu îl contrazice. Laura Codruca Covesi a condus timp de subliniere 6 ani, 2 mandate, parchetul general, în prezent fiind la al doilea mandat în fruntea DNA.